Camil, un meci bun pentru tine, din păcate o înfrângere pentru echipă. Cum ai cataloga prestația noastră în această confruntare? O prestație bună. Din păcate, nu am avut rezultatul dorit. Scorul nu spune realitatea. Am fost acolo. Am fost luptători. Din păcate, am avut din nou niște fluctuații pe care o să le reglăm. Într-adevăr, s-a văzut că ne-am dorit, s-a văzut că am luptat. Consider că sunteți pe drumul cel bun, adică creșteți de la meci la meci? Da, creștem de la meci la meci. Exact cum a spus și doamna antrenor, avem nevoie de un declic. O să vină și acel declic. Se simte că ne coagulăm din ce în ce mai bine, chimie din ce în ce mai bună, ne înțelegem de la antrenament la antrenament diferit, spre bine. Sperăm să vină victoriile bine meritate. Ce vă lipsește pentru primul succes? Este greu de spus. Gândim optimist, să sperăm că nu lipsește nimic. Sperăm că o să mergem pe o bandă ascendentă. Ai început bine sezonul, îți propui să... Îmi propun să fiu consistent. Să fiu constant. Este un lucru foarte greu de realizat, dar îmi doresc să obțin acest lucru, să fiu constant. Să ajut echipa cu tot ce este mai bun. Mulțumim.